Bună dimineața, prieteni! O dimineață frumoasă la Tulcea, se anunță vreme caldă și astăzi. După câteva zile de ploaie, plec la pescuit. Sunt pe faleza Tulcea și, mă rog, se lucrează. Am vrut să vedeți utilajele astea din spatele meu. Și o să fac intro cu telefonul. Mă duc la moaca astăzi, după ce frumos se termină repede, după întâlnirea noastră din Delta, din Baltă, încerc la lipitoare și mai stăm de vorbă pe subiectele zilei. Trage, am lanseta în mână, trage, l-am înțepat. Mare, dar am înțepat. Ia să vedem. Facem un drillișor. Da, camera mea nu mai stă. Nu mai stă cum trebuie. Pentru că nici n-am apucat să montez microfonul. Nu găsesc o ancoră din cele trei. Nu e nevoie nici de pațacă. E o mucusă care nu m-a lăsat să mă așez. Asta e. Deși am tras repede, am înghițit totuși, pentru că am văzut primul atac și am ridicat lanseta. Da, un început bunicel. Mai devreme s-a spălat un dita mai monstru chiar lângă mal acolo. Unde am aruncat o lansetă. Foarte frumos. Că stau la adânc. Și mi-e și lene să mai scot ancora. Am una mai la adânc așa, dar să văd ce s-a întâmplat cu... Da, mi-am găsit cârligul de la ancoră. Ia să vedem. Bine. Ceasul este 6 și un sfert. Vă spun și de ce am întârziat așa. Pentru că sunt cu vreo 40 de minute 30 de minute, 35 așa în întârziere. Mi-am dat seama că n-am toate lansetele erau cu firele tăiate de data trecută. Nici nu mi-a trecut prin cap că nu mai am monturi. Pentru cele 3 monturi mi-a luat cu agrafe cu tot. Mi-a luat cam 10 minute să le fac. În fine am lansat. Am prins și o mocuță după cum ați văzut. Ar trebui să stau mai la adânc totuși, dar mie cam lene să mai trag de ancora aia. Vremea e frumoasă, frumoasă înseamnă că nu e soare. Am un vânticel așa din spate. Apa e limpede, prea limpede pentru somn și pentru gustul meu. Ar trebui să mă duc totuși mai la adânc, dar uite că nu m-am dus. Și vântul ăsta mă trimite spre mal așa oarecum. Da, hai să zicem. Măcar vreo 3 metri dacă ieșeam. Cota e vreo 200, m-am uitat și sub porții de lanseta acasă, ca să nu uit să vă spun și amănuntul ăsta. Mi-am adus aminte că am mai golit din barcă atunci când am plecat în Delta. Am ușurat barca aproape la gram, cu cât am putut de mult. Vine o magaoaie de macara tractată. E imensă. L-am văzut mai devreme, am trecut pe lângă el și mi-a făcut semn că o să urce, să nu mă pun pe undeva, are dita mai loc să treacă.
nu îl încurc. Sunt la limita șenalului navigabil. Oi, 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 oi. Am scos apa din barcă pentru că aveam apă, paianjeni, prosopul. Aoleu, să vă arăt cum e apă la Tulcea, că mi-a mâncat prosopul, era pe motor ridicat. Era întreg, uitați-vă cum arată acum. Deci partea asta, părțile astea au stat în apă. Da, și s-a făcut fâșiuțe în apa asta curată de Dunărea noastră. Nu știu din ce motiv, din cauza acidității, habar n-am, nu n-am mai văzut așa ceva. Aici am păstrat niște fâșii, așa sunt lipicioase, mai mult o bază e decât un acid, uleioase așa. Parcă-i sodă caustică. Și după o săptămână de stat în apă, uitați în ce hal a ajuns. Ce să mai vorbim și de motoarele astea și de cum arată. Ăsta e motivul pentru care stau cu motorul ridicat. Ia să mai trag un pic de lanseta asta. Am frânele mai slabe puțin pentru că mi s-a mai întâmplat să-mi zboare lanseta cu totul. Evident, cui nu i s-a întâmplat. Și le-am mai slăbit un pic, dar sper să am reacție rapidă. La aceasta, când a început să miște ușor, am ridicat-o și am ținut-o în mână, m-am mai jucat așa cu el până am simțit că s-a înțepat, că a înghițit și l-am înțepat. Mai devreme am văzut un pescar cu masca de țânțari pe lângă mal, jumate în apă, cu niște cizme. Mi-am adus aminte de tinerețe și de unele vorbe. Domne, asta înseamnă să fii pescar. Domne, vă spun sincer că la mine nu mai înseamnă asta să fii pescar. Nici să prind pește ca la balamuc, parcă trage. Da. Ia să iau lanseta în mână, tot așa o mucuță, ia să vedem. Nici să prind pește ca la balamuc. Pescar mai înseamnă să fii și deontolog un pic, să mi s-au mai schimbat, deși am făcut tot fel de prostii la pescuit. Cu plase, cu pântinerețe, făceai tot felul de zăpăcel de astea. Nu mai să te dai mare, că ce să faci? Hop! Parcă atras și la asta, dispre larg. Să nu mai pățesc ca data trecută, să mi se agațe lansetele. Cineva mi-a zis, domne, de ce nu le-ai aruncat, le-ai aruncat pe toate într-un loc? Evident că nu le-am aruncat pe toate într-un loc. De obicei, dacă stau cu partea dinspre mal, prima o arunc mai aproape și tot așa până cade la prag. Da? Deci, cea mai de departe trece de cele trei, să zicem. Da? Dar atunci, conformația era de felul următor. Una mai aproape, mai departe, mai aproape, mai departe. Așa erau dispuse pentru că pescuiam pe larg cu aceasta și căutam diferite structuri în apă. Pentru că și aici pragul are oarecum o curgere lină, așa, nu e pragul acela adevărat. E colmatat un pic, nu cade brusc, așa, să zicem. Cade vreo un metru, doi, dar într-o pantă oarecum așa, nu știu, de 45 de grade. Ei, am primit multe mesaje după faza cu plimbarea în delta. Îmi pare rău că n-am reușit să văd și alte lacuri. N-am reușit să intru în puiuleț, acolo pe lângă plaua ăla mai era o biban, mai făceam o filmare, dar și așa am prins destui. Cineva m-a întrebat, domne, de ce n-ai prins mai mulți? Domne, n-am prins mai mulți, că am prins cât mi-au trebuit. La plecare, vă mărturisesc sincer că am mai luat vreo 3 kg, 4 acasă, nu pentru mine acasă, pentru niște oameni care mănâncă pește. Deși, pentru că a fost și bunii cu noi, puteam să luăm 15 kg. Dar a fost atât suficient cât am luat și a fost bine.
excursia a fost deosebit de frumoasă. Sigur că și cu filmatul ăsta, chiar și așa, mă întreabă cineva, domne, să știi că nu fac niciun efort în sine ca să filmez sau să fac altceva decât făceam, mai bine zis, că efort fac ca să filmez, pune camera, scoate camera, chestii de astea. Dar nu prezint altceva decât făceam de obicei. Că să nu vă imaginați că scenariul meu este altul față de ce fac în mod uzual. Sau ce făceam în mod uzual, da? Deci pot să filmez sau nu, fac același lucru. În principiu mi-aș fi dorit să gătesc, dar nu știu, poate încerc mâine, am două zile de weekend la dispoziție. Băi, Postalea, vântul vine spre mine. Nu știu de ce. Ăsta vine cam spre mine, așa. Nu știu de ce, bănuiam că o să se întâmple chestia asta, pentru că toți aici e hard rock pe apă. Nu știu dacă n-ar trebui să mă pregătesc să ies din ancoră. Văd că a schimbat un pic traiectul. Hello, monsieur. Monsieur, m-ai văzut aici? Du-te, te rog. De emoții am și uitat ce vreau să spun. Că Edita mai șlepu. În fine, vă spuneam de partea de incursiune în delta. Foarte frumos, n-am atins toate obiectivele. Mi-aș fi dorit să mănânc o, așa, să mai încerc niște rețete din biban. Am făcut biban tras în unt, am uitat mărarul acasă. Acolo e cam greu cu, și v-am mai zis, spre surprinderea tuturor, n-ai de unde să cumperi un mărar, o verdeață, fiecare dacă are pentru el, pentru gospodăria lui, n-are nimeni vreun solar pe acolo să vândă și el pe sezon, bă, ia și tu, ia și tu, nu. Astea vin de la, de unde vin, de la Tulcea, de la Metro, de la care mai vinde pe delta pe acolo. Selguros și alți retaileri de ăștia. Oho, vi-l arăt. Macara, barjă și împingător. Un ansamblu de trei nave. E monstruos așa.
Face și valuri, dar vin de la pupa și sper să nu mă afecteze foarte tare. Sunt destul de mari. De mie telefonul. Bătrânul meu telefon. Schimb un geam pe lună. Am câteva comentarii de la dumneavoastră și aș vrea să le dau citire dacă am internet, dar n-am. A început să plouă ușor. Sper că nu e nimic grav. Oho. Alarmă falsă. Dar pentru ploaie am tot timpul niște, o pelerină și o pereche de pantaloni, mă rog, o fustă. Pelerina, după cum vedeți, se poate strânge, are niște capse aici cu care mai lărgești gulerul și ele asigurate să nu intre apa. E o pelerină stil poncho, luată de pe AliExpress. Vă spuneam, Nature Hike, Hike, nu știu cum se zice, pe chineză, așa, așa arată, dar nu o să mă vedeți întreg. Pelerina aceasta se strânge, practic, imediat vă arăt. Au fost trei stropi. Practic intră în am călzit. Intră în buzunarul ei. Are un buzunar aici și se pliază, dacă îl mai găsesc, ăsta e. Și se pliază toată, efectiv o băgăm în buzunar. Da? O am tot timpul la mine în sac. Nu lipsește iarna, vară. Mă rog, iarna e mai puțin practică, mai mult toamna. Mă rog, se pune invers, dar tot timpul nu nimeresc, ori pe o parte, ori pe alta, tot aia e. Dar numai că pe partea cealaltă avea și o închidere. Am strâns, oare 200 de grame. Pantalonii și ăștia sunt lucruri naibii. Practic e o fustă din... te împiedică să te uiți la fund. Da, și iar aici în față are un sistem de prindere care te împiedică să zboare. Mă rog, se poate roti mai într-o parte cum bate vântul. De obicei la barcă, ca să evit curentul din față și să nu se întoarcă, o port așa spre partea stângă, în direcția de mers, cum stau și conduc barca, da? Deci practic conduc așa și curentul nu mi-o mai dă peste cap aici. Nu e cazul. Au fost câteva picături, la fel se strânge și chestia asta foarte ușor. Nici nu costă mult pe AliExpress, cred că de acolo le-am luat. O strâng cum vine la mână. Bine, sunt și un priceput așa cum pachetatul. Îmi place să împachetez pungi, chestii de astea, sunt înnebunit după lucruri de astea să... Da. Și ăsta intră cu sora ei mai mare și am o protecție relativ la ploaie. În barcă mai am doi saci de 70 de litri, impermeabil și ei, stil marinăresc, se prind așa și sunt foarte, foarte buni. Dacă îi umfli cu aer plutesc, te bălăcești, îi legi de gât. O să-i las la uscat pentru că s-a udat un pic. Și mi-am pus repede hanoracul în acesta, tocmai ca să nu se ude. Cu siguranță, nu intră apa prin ei.
să lăsăm și pe ăsta la uscat până un alt. Astea sunt gadgeturile mele de rain. S-ar putea să mai am surprize cu ploicele așa, dar nu-i nimic. Pantalonii sunt de la Decathlon, se fac și scurți, foarte practici, foarte subțiri, am luat să mă apere de soare în principal. Pentru că dacă stai foarte, indiferent dacă ai umbrelă sau nu, începi să te cam prăjești așa în barcă. O să-mi pun gluga, pentru că totuși e rece, bate, vine un vânticel de acolo, a plouat. Sau plouă, nici, vă spun sincer că nu m-am uitat pe o prognoză. Vine, să vină. Ce să facem acum? Așa. Vă spuneam de mesaje. Telefonul l-am asigurat imediat în husa impermeabilă, care mai e și plutitoare. Nu mi s-a întâmplat, Doamne ferește, până acum să scap. M-am mutat un pic mai spre larg, vreo 3 metri. Deci, practic, pescuiesc la 9 metri acum. Între 7 și, să zicem, și 9 metri, acolo, 8 și 9 metri. M-am încălzit. Mi-am adus aminte de o poantă, zice, domne, dacă vrei să te încălzești toată iarna cu un butuc, îl iei și îl rostogolești pe-n curte. Așa și cu mine, cu ancora asta. Dacă vrei să te încălzești, încep să te muți așa, dai pe unde scoți ancora, pui ancora până când începe să te doară spatele, după aia gata. Vă spuneam de mesaje. Câțiva dintre dumneavoastră s-au sensibilizat și ne-au mai ajutat cu financiar, cu oarece donații. O să le iau așa, nu neapărat în ordinea inversă postării. Adrian Nițu, holy shit. Și pescarii cu undițele nu au voie să rețină știuca. Frumoasă țară e România, păcat că e locuită. Asta e rezultatul gândirii noastre în Românica. Ce să mai zici, domnule? Adrian B, salut! Doamne, ce locuri de vis! Adrian Păslaru, Sobibor, un episod foarte reușit, cu de toate, mulțumesc, mulțumesc! Todosi Ciprian, totul e din vina pescarilor sportivi, mama lor de hoți, iau pesărite, frumos, felicitări! Vreau o linguriță cu mărgică, unde pot aventura la pescuit, unde pot găsi. Aceea din clip e făcută manual. Dacă ați văzut un material anterior, m-am întâlnit cu un pescar pe baltă și de la el o am. Dar puteți găsi și mai ieftine, mai face, nu știu, sunt în magazine cu linguri, cu mărgele, dar vă recomand cu Samu Rasanen, finlandeze, care sunt mai de calitate, în jur de 30-35-45 de lei o lingură. Puteți să vă bazați pe ele, au o formă așa mai specială, dar nu trebuie să vă dezamăgească, sunt oscilante sau semi-oscilante. Luați-le cu încredere, că acum fiecare cu pe culoarea lui preferată, cum și-o alege. Mititelul George îmi scrie că ei au voie de pescari, că și-a scos barca după o lună și n-au mai venit din Iazurile. Frumos loc, țin minte bălțile alea, mergeam pe vremuri. Pe vremuri se prindea mult pește, mă duceam acolo cu o plută, cu o undiță, mă distram, ba și la știu că mai prindeai, până când au început în anii aia. Și dacă se uită George, își aduce aminte că au început să dea cu vologul, cu chestia aia, cu
o țin doi oameni, o plasă de aia și pun canalele alea. Încet, încet le-au bărbierit pe toate. Made in Romania. Moise Andrei spune că la un magazin de aici era pește sub măsură. Ciortani a și măsurat 25,28 de centimetri, puși în galantar la preț de 17 lei. Când am întrebat dacă e sub măsură, de ce îl vinde, zice doamna că nu-i treaba ei, ea doar îl vinde. Sigur că nu-i treaba ei, e treaba lui care îl pescuiește și lui care îl vinde. Costin Radu, bine că protejăm urșii, am mai spus asta cu urșii. Părerea mea e următoarea și o mai repet. Dom'le, dacă un animal de pradă, un potențial pericol pentru viața omului, interacționează cu oamenii, ăla trebuie îndepărtat. Și mai zic o dată și pentru ultima dată. Un glonț în fund cu o injecție, l-ai mutat, dacă a mai venit o dată, 7,62. Aia e rezolvarea, nu există alta decât să te mănânce pe tine, mai bine îl mănânci tu pe el. Ce să mai vorbim? Nu trebuie vorba, trebuie să fii tu ecologist, să stai într-un fotoliu pe în București sau nu știu pe unde, hai bă, ieșim, mai țipăm și noi la urși, că poate mai luăm niște bani de la Asociația Salvați Păduchele Spațial. Alții care stau pe în birouri și măcăne de pe acolo, că îi cam doare sufletul așa, dar îi place friptura de porc. Ciorba de găină. Ce bună e ciorba de găină. Păcat că autoritățile, Cristian Volovat, închid ochii, era vorba de amenziile astea. Am scris un material ieri cu RBDD să laudă că fac controle și nu știu ce prin Delta și ieri am scris un material, dacă am timp revin asupra lui. Bogdistaff vine la Tulcea, unul dintre prietenii noștri care ne și susțin financiar. Mulțumim, poate bem o cafea. Domnul Măciuceanu. Foarte bună și ciorba de biban. Mihăiță Roma, felicitări pentru material. Când o să interzică și bibanul? Nu m-ar mira. Anul trecut chiar n-a fost deloc. Anul ăsta a fost o invazie, așa că e peste tot, în fine. Dar nu durează mult. Orice minune ține mai puțin de 3 zile, că asta e. Marin Ungureanu, mulțumim domnul Marin Ungureanu. Jose Gheorghe, cât sunt de supărat, m-ați făcut să zâmbesc. Domnule profesor, distracție plăcută. Mi-a mai zis cineva profesor, nu zic niciun profesor. Și nici nu vreau să fiu, ce prezint e o abordare proprie, personală a ceea ce se întâmplă pe aici și practic trage. Și practic e un, chiar cum spunea cineva, e mai mult un reality show, filmez exact ce fac. Mă rog, cu ușoare tăieturi, pe unde mă mai potignesc, pe unde mai înjur, că mai înscapă și așa mai departe, că oameni suntem, o mai zici, da. Florin Popa, detalii despre barcă, am mai spus, nu se mai fabrică, modelul de Sirius 440, era de la Heroes Yacht, în schimb au niște Kingfisher, ok. Cum, domnule, ați avut Alin Oprescu, curaj să-mi cazi pește prins, râdem așa, mai facem o glumă ironică, da, ce să facem. Rând de haz de necaz. Ce anume trăgea la pe apă, ce vapor era, hotel, zice Trafic România. Nu, domnule, nu era un hotel, era un corp de navă care se duce la asamblat. Șantierul de la Tulcea face și corpuri de navă și ori le duc pe Norvegia, ori prin Italia, Croația, pe la șantiere, unde le asamblează, nu contează unde, unde le asamblează și de acolo le sudează, le iese o navă. Când pleacă de aici e trasă de două remorchiere, unul îi asistă pupa și unul prova, cu toate geamurile sudate, cu tot pleacă sudat de aici și bine împachetat, astfel încât să nu intre apă în el, tot corpul ăla de navă.
Da, Dorin Z, mă mir că ne lasă și bibanul. Salut, Dorin. Dan Cir, 2001, simplu, material de calitate, mulțumesc. Nebun în delta Dunării, fire întinse, două profesor. Extraordinar. MD, delta a devenit un loc murdar, plin de braconieri și fără pește. Legile actuale sunt făcute împotriva pescarilor, amatori cinstiți, favorizând în continuare infractorii și complicilor. Mie unul nu mai trebuie să pescuiesc în delta, așa că ne mai rămâne Dunărea cea mare și încă liberă. E adevărat și asta cam vine să ți se cam taie când vezi atâta idioțenie și atâta. Nu o idioțenie, domnule, că ăștia nu sunt idioți. Vă spun la modul cel mai serios. Ăștia o fac cu premeditare, cu bună intenție. Bună intenție. Cu intenție. Nu știu dacă e bună sau nebună. O sunt. Păi ăla ministru vine de la AMPA. Chiar așa bău să fi fost să nu fi priceput nimic în 10 ani de la AMPA, când a lucrat el pe acolo, cât de vită să fii să nu-ți intre nimic pe căpșună. Deci e clar că nu e vorba de asta. Eu îmi zice că la Dunăre se pescuiește cu fiblă plină, compozit. Da, știu, mulțumesc. Fiecare cu... Alea sunt și grele, nu mai vreau să mai trag. De asta și forfacele mele sunt, s-a rupt. Nu vreau să mai trag de lansete și de pești atomici și să... Nu știu ce. Mă mai pasionează chestia asta. Cristi Voina, pescuitul comercial nu-și mai are locul. Vreți și mai multe vârste pescuit tradițional? Pentru că am propus pescuitul ăla tradițional. Lumea a zis că... o să fie mai mulți. Nu, din aia 1400 de pescari, pentru că vor plăti licențele, apropo și de legea domnului Bola, o să ajungem și acolo, dacă vor plăti licențele, nu toți vor face asta din cei 1400, o parte dintre ei vor prefera să treacă pe pescuitul, te trage, da, uleu, dar ce e, mă, fâță, mă, eu fâță, dacă să vă arăt vârful. Țin lanseta în mână. Acum trage. Vedeți că nu mișc lanseta. Mă, cred că e o fâță acolo. Vai de capul ei. Scot să vedem ce e. Aș vrea să plece de acolo, indiferent că e prea mic. După trăsătură. Somnul mare nu stă la glume cu chestia asta. Îl înghite cu plumb, cu mal, cu tot, cu lipitoare, cu tot. Așa că... Ok. Ia să o dăm puțin mai aproape să vedem ce se întâmplă. Da, facem reality show. O mai văd, da. Telefonul. Vă spuneam de legea domnului Bola, o să revin la ea. Și de pescuitul tradițional. Sigur că nu o să mai fie. Se va schimba modalitatea de pescuit, de vândut peștele, de... Asta înseamnă tradițional. Sculele nu vor fi aceleași, numărul lor nu va mai fi același și așa mai departe. Pescuitul comercial va rămâne în continuare pescuit comercial pentru cei care vor să facă bani din chestia asta legal. Așa văd eu lucrurile. Sigur că pot face și ilegal, nu au decât să se ducă să braconeze, că cine știe să braconeze, doar nu știu eu, tot ăla știe, care se pricepe la pescuit, se pricepe și la braconaj, că tot pescuit e, numai că îi zice, e pescuit fără acte. Al staff-a cu 6 zile, unde e rețeta? Mi s-a cam blocat aici, mi-a căzut netul. Hai bă, frate, bă. Mai erau multe mesaje. Da, asta e cu operatorul meu de
mă mai uit pe niște canale, la Baltacu, mi se pare, filmau zilele trecute de pe Iacupcu, chiar am invidiat într-un live. Eu aș vrea să fac live, dar nu pot, că n-am semnal la net. Cum să faci live fără semnal? Nu știu ce, poate folosea un amplificator de semnal, habar n-am. Deși releul e chiar acolo, poate merge Vodafone. E chiar în Crișan, dar eu nici cu releul ăla din Crișan, unde am fost la... Da, e clar că n-am semnal. Cineva mi-a mai spus că... ce sare pe lângă mal. Cineva, și îmi cer scuze că nu mai știu cine e, referitor la amenziile acelea cu camparea. Tu e rezervație și mi-a dat un exemplu. Că în rezervația, nu știu care, să zicem, de la munte, ai voie să campezi în loc special și să faci focul și așa mai departe. Și la noi n-ai voie. Acum vă spun sincer, ce s-a întâmplat după ce s-a interzis camparea cu 6 ani și ce s-a întâmplat până aia, nu văd nicio diferență. În delta Dunării nici n-are cum să fie una vizibilă. Deci s-a interzis camparea cu 6 ani și până cu 6 ani nu s-a interzis. În 1006 ani nu s-a interzis camparea și de 6 ani s-a interzis. Deci nu e, din punctul meu de vedere, nu e nicio diferență. Dacă e să ne uităm la ce distruge vaca, miile de vaci din delta crotalizate, că oamenii sunt oameni de afaceri, evident, să le pască pe acolo, pe pășiunile comunale și câștigă bani din asta, din subvenția de la vacă, așa cum câștigă mai toți, cu sacoșa de crotali, cu etic. Românește știm bine asta cum să faci. Deci cu camparea e o tralala făcută de niște tot de băieții cu interesele lor, bă, de ce să-i mai lăsăm pe ăștia să campeze când poate să vină să campeze la, s-au gândit ei, ia să-i intercem, bă, camparea, să nu mai stea aia, să se ducă la hotel și la casele oamenilor din, nu mai e cazul acum, care e făcut de campare, să duce și amendă că n-are bani să dea acolo, nici nu-i place, nici nu, el știe că se simte bine cu cortul la malul apei, cu undița în față, cum îi place lui, n-are chef de trâmbăleală, de închiriat bărci, de și nici bani, și nici timp, și nici disponibilitate. E, pentru asta s-a făcut și cu camparea, așa cum s-a făcut și cu pescuitul ăsta, cu interzicerea speciilor. Chiar vă spuneam de materialul ăla pe care l-am scris ieri, se numește Povești din Delta cu RBDD și RBDD. RBDD, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și Rezervația Biosferei Delta Dunării. Printre altele am observat că nu mă mai lasă să comentez pe pagina lor de Facebook. Mulțumesc, măi băieți. Nu-i nimic, o să comentez pe alte căi de social media. Nu trebuie să scriu pe pagina voastră. Nici nu mă deranjează foarte tare, dar vreau să scriu și eu acolo trei lucruri ca să... Așa, să mai râdem, să ne râdem împreună, da? Dacă nu vreți să ne râdem, poate citiți Delta Dunării News, ne râdem acolo. Poate vă uitați pe pagina Hoinar prin Delta, ne râdem acolo, ne râdem. De exemplu, tot m-am ținut să mai fac și asta, dar a fost un prilej bun să vă arăt că avem o problemă cu... Aoleu, s-au agățat ăstea. Da. Avem o problemă cu carasul auriu. Vă spun imediat ce problemă. Aceeași chestie în același loc. E un curent acolo turbionar și mi le aduce pe toate la un loc. Asta se întâmplă pentru că altfel nu-mi explic. Da, bine că nu e mare filozofie. Am reușit să le dezvăț. Și vă spuneam că pe ordinul ăla cu dimensiunile minime de pești, e un ordin de până 2008, zice domne Carassius auratus este interzis
A, zice, poți să păstrezi Carasius sauratus dacă are 15, zice, Carasius sauratus, asta e specia, dacă are peste 15 cm, că atât e la caras. Ok, foarte frumos. Eu am întrebat, bă, băi, de-a lungul istoriei voastre pe-n balta asta, să zicem de 98 încoace, de 2008 încoace, de când a apărut ordinul. Bă! Cât carasaurii v-ați prins voi, bă? Așa, cam cât carasaurii v-ați prins voi de 2008 până acum, în 13 ani de zile? Să zicem că până 2008 n-a fost, că ați dat ordinul din 2008. Dar din 2008 până acum, cât caras de staurii v-ați prins? Că ați prins voi, că ați prins, că asta nu e grav, că ați prins sau n-ați prins. Dar ce ne facem cu ăia pe care i-ați amendat pentru Carasius auratus? Că n-avea dimensiune Carasius auratus. Cu ăia ce ne mai facem? Că i-ați amendat, mă, cu pește subdimensional la caras. Din punctul meu de vedere, v-am mai spus, ăsta e nina, trebuie să aibă dimensiune. Dă-l în, Doamne iartă-mă, de caras. Ce să spun, caras. Carasius auratus. Bă, ăla-i carasul auriu chinezesc. Iar carasul ăsta pe care îl prindem noi pe aici, pe apă, și-a schimbat culoarea. Are o culoare argintie. De cele mai multe ori, sigur că se adaptează la culoarea apei, dar apă aurie n-am văzut la noi aici, așa că e argintiu în cea mai mare parte, cel puțin ăsta de Dunăre, de baltă, capătă culoarea taninilor de acolo și se mai închide la culoare, chiar se închide bine în bălțile alea uitate de Dumnezeu, care nu mai sunt nici ele, apropo. Deci, noi vorbim aici, măi dragilor, măi fraților, de Carasius gibelio, care este carasul ăsta pe care îl prindem noi, carasul comun ăsta, îl vedem. Carasius auratus este carasul auriu, care crește cam atâta și el are altă poveste. Scrie la voi acolo pe pagina de Facebook, pe site-ul vostru, toată povestea asta. Și ziceți că e ordinul cu tare, dă-mi 2008, uite că trage. Numai ce am aruncat. Tot o fuță. Hop, 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 hop. L-am înțepat. Da. Deci asta e cu carasul. Așa că dacă... La ce va folosi, mă, 17.000 de conciliu, ca așa am scris, științific, toți academicienii aia, toți... Păi, la ce va fi folosit, mă, treaba asta? Nu înțeleg. Dacă voi faceți greșeli de astea, de care nu sunt greșeli, sunt elementare, nu sunt greșeli, erori materiale. Bă, în loc de ț am scris m. Nu, sunt greșeli de fond, de substanță. Am mai prins o mult. Epe, stai așa. Dar din 2008 până acum, niciun academician de ăla din Consiliul Științific nu s-a gândit și el, bă, colega, așa se zice academic, colega. Bă, noi avem caras auriu, mă, în Delta Dunării, în România? E caras auriu? M-a întrebat niciun. Și-au luat indemnizațiile alea, că iau și acolo... e în aparte din salariul, din retribuția guvernatorului, care nu e salariu, e indemnizație, că e demnitară ăla.
sau duc mai spre mal. Bun. La ce va folosi, bă? De altfel, de 30 de ani, de când e rezervația asta, ea funcționează, mă rog, din 93, dar de prin 88 s-au pus bazele și funcționa sub altă formă. Dar de atunci până acum s-au făcut mii de conferințe, s-au scris trenuri de maculatură, de hârtii, de studii, de cercetări, de cum trebuie să facem, de fundamentări, institute, parainstitute, conferințe internaționale, schimburi de experiență, universități, în toată lumea asta, tot cercetează și mie mi se topește prosopul în apă. Cum vine asta? Se topește prosopul în apă. Un prosop de bumbac, 100%, că vă dau și temă, s-a topit într-o săptămână în Dunăre. La Tulcea. Da, de s-a topit. Păi noi despre ce vorbim aici? Când o să vă opriți din amețeala asta? Nu se știe. Se pare că nu curând, că citeam proiectul ăsta de lege al domnului Bola. Domnul Bola. Niște principii ați pus pe acolo. O conduită, mă rog. Dar nu așa să faci o lege. Să iei din ordinul de prohibiție o poveste și să o pui în lege. Nu. Nu se scrie, să mai uită și din principii, nu se scrie în ordinul de, în legea cu pescuitul că prohibiția e de la 15 mai la 15 iunie. Nu, domnul Bola, nu. Aici trebuie să fii flexibil în zona asta. Dai prohibiție atunci când se impune. Principiul flexibilității, l-ați uitat pe ăsta. Da? Deci asta nu e un domeniu, și mai toate domeniile trebuie să fie flexibile. Societatea asta și schimbările climatice și tot ce se întâmplă, nu așteaptă să schimbăm noi după aia legea. Nu, asta se face simplu, cu ordin de ministru. Că așa își asumă și doar și un ministru, cum și-a asumat asta cu speciile. Cele patru specii. E frumos dimineața asta. Nu e soare. Sunt o groază de greșeli gramaticale. Legea nu e, n-are coerență. Oricum, nu e. V-ați lăudat degeaba, domnul Bună. Nu e ce trebuie. Mai munciți, rescrieți-o, recalibrați-o, regândiți-o, analizați care sunt principiile. Deci nu puteți să treceți. Prohibiția se dă când se dă. Poți să oprești pescuitul acum pe un lac. Dom'le, nu se mai pescuiește acolo. Gata, e apa prea mică sau... Nu știu, sunt înși de motive pentru care poți să faci chestia asta. Evident că nu că nu-ți place ție, trebuie să explici de ce. Dar nu să faci un studiu înainte, să spui că îmi trebuie mie studiu care durează vreo 2 ani ca să opresc eu, să fac prohibiție pe un lac. Băi, nici așa. Unde vă credeți? Pentru că voi nu vă asumați și dați vina pe cercetători. Cine îi caută pe cercetători? Păi îi caută și pe aia, bă, băieți. Că vor trebui să dea socoteală de tâmpenile alea până la urmă, pe care le scriu acolo. Și o să zic că da, domnule, asta e părerea mea științifică, da? E părerea ta științifică? Bă, ia du-te tu mai încolo, mă, și nu ai decât să scrii așa, ia o foaie de aici și un caiet și stai acolo până te chem eu și tu scrie păreri științifice de ale tale. Până nu mai poți. Stai acolo și ia o lupă în mână, o plasă de aia de fluturi și scrie, bă, păreri științifice. Dacă părerile tale științifice sunt ilogice și sfidează o realitate clară de fapt, o incontestabilă, o logică de bun simț, dacă vreți. Când ești științific, ești științific. Când ești științifico-fantastic, ești, cum e la ARBDD, ești științifico-fantastic. De altfel, nici până acum nu mi-au răspuns cu, ca o mică paranteză, cu zonele alea de campare de la Rom Silva.
Adică Rom Silva ți-a, că scria cineva, ți-a 15 lei de mașină pe zi și 15 lei de cort, de persoană, că stai la cort, pe niște zone, pe la Murghiul, pe acolo, pe la niște ocoale de astea silvice, care sunt, zonele respective sunt pe bucle, adică în rezervație. Păi cine mă controlează acolo? Are BDD sau Rom Silva? Întrebare întrebătoare. I-am întrebat pe domnii de la RBDD. Sunt pe mute. Pe mucles, cum am scris. Tu ce să-și dea ei cu părerea, să se certe cu ăia de la Rom Silva, să le zică, bă, n-aveți dreptul, aveți, luați autorizație de mediu, aviz, acord, ce vă trebuie, luați și o foaie de aici, goală, scrieți ce vreți pe ea. De ce să facă ei chestia asta? Mai bine piano. Piano, piano. Unul din lucrurile deranjante, foarte deranjante, este că se fac abuzuri. Fiecare folosește legea cum îl taie cap. Și v-am mai explicat că am N exemple, da? Și cu tovarășii de la Chilia, și cu ăștia care au mandat pe ăla cu mașina, pe pescarul ăla, care n-avea nicio treabă. I-au dat maxim ca să fie. Ce înseamnă nesimțirea asta? Așa face și poliția de frontieră, așa s-au mai potolit aia, parcă, puțin, puțin, că... Dar nu dau amenzi pe legea 82, ei dau pe legislația națională, altă scorneală. Bă, băieți, în rezervația Deltei Dunării, în afară de transportul de pește, care e reglementat și nu e sancțiune pe legea 82, toate sancțiunile care sunt în legislația națională sunt și în legea 82. Da? Deci cu excepția transportului de pește, care e evident reintrodusă. Și iar revin la domnul Bol aici, cu proiectul lui de lege, care a dezamăgit cumplit, care nu schimbă nimic, zice, vorbește de prut și de că acolo nu o să... Deci pescuitul comercial, cu excepția Deltei Dunării, se întrece pe tot teritoriul în 2023 și alte năstrușnicii de astea, fără să punem nimic la loc, fără... V-am mai zis, nu sunt de acord să... și nu sunt adeptul herupismului ăstuia, bă, de mâine am terminat cu ăia și de poimine. Nu. Nu, că nu rezolvăm nimic. Creăm probleme sociale. Până la urmă, hai să zicem că pericolul social care e? Nu mai fură ăștia niște pește. Deci nu asta e. Nu asta e soluția. Soluția e să refacem populațiile de pește și să facem astfel încât peștele ăsta să se mulțească și să ajungă la cât mai multă lume din țara asta. Peștele ăsta care trebuie să fie un pește curat, bun, în delta Dunării. Da, cu ape care să trăiască în ape curate și nepoluate. Asta trebuie să fie grija noastră. Cum facem asta? Există câteva pârghii sau combinații dintre acestea. Într-o ipoteză destul de succintă, nu e foarte largă. Și sincer, nici nu trebuie să fii tu mare savant ca să-ți dai seama de chestia asta. Și apropo, v-am mai spus, la cine a folosit nouă toate studiile alea de... La nimic. Iată studiile, după 30 de ani, unde suntem? Cu studiile noastre, cu tot. Băi, Doamne ferește, e bine că s-au făcut, că se cercetează și în continuare trebuie să încurajăm chestia asta, că altfel nu ne dăm seama de unde vine și unde pleacă vreun pericol. Dar, încă o dată, vor spune probabil domnii cercetători, domne, noi am propus la politicul, bine mă, a scris politicul Carasius Auratus, o întrebare așa, politicul a scris? Și alte trăznăuțe, până legislația e plină de chestii de astea. Plină. Deci, domnul Bola, soluția nu e să
Facem noi cursuri de pescuit sportiv și alte tâmpenii. Este suficientă legea asta așa cum e, că permisul de pescuit la dobândirea lui îți asumi faptul că ai citit legislația în domeniu și ești de acord cu ea. Implicit. Deci când îți dă permisul ăla, îți asumi asta. Nici nu trebuie să ți-o asumi explicit, da. Ți-o asumi în cazul. Este suficient juridic. A, că trebuie să plătim și banii să rămână aici. Nu 35%. Toți banii, domne. Nu 35% cum ai propus. În Delta Dunării toți banii. Dar încă o dată, aia e legislația națională. Pentru Delta Dunării trebuie altă lege. Modificarea și rescrierea lui 82. Asta care e în vigoare. Și republicarea lui, pe alte baze, pe alte principii. Cu licență, într-adevăr, la pescuitul comercial, care se pot plăti, cu pescuitul tradițional, cu piețele tradiționale, și pe asta ați luat-o tot de la noi, mulțumim. Pentru că de ani de zile tot propovăduim chestia asta. Pentru că e necesară. Dar nu trebuie să facă pescarul 7000 de hârtii, iar îi puneți pe aia să facă hârtii și... Pentru ce să-ți facă hârtii? Ca să știi cât pește e? Păi știi cât pește e, că îți zice ăla cu studiul lui, dacă ți l-ar face corect. Pentru că ai câțiva parametri cu care ai putea trage o concluzie și care pot constitui o ipoteză veridică. Și anume, peștele raportat din comercial. Studiul tău, peștele prins de tine, și peștele din braconaj și numărul de... Că dacă îl prinzi pe unul pe un lac pe care nu e pește, dacă prinzi 10 inși, înseamnă că ăia sunt nebuni de-a binelea dacă stau și braconează într-un loc în care nu mai e pește. Dar nici peștele ăla nu-i bătut în cuie undeva. Evident că migrează, se mută dintr-un loc într-altul. Zilele trecute am primit o fotografie de pe aici, de pe lângă Tulcea, cu o barcă plină de știucă. Jumătate era sub măsură. Cine a prins știucă aia? Că era în vintir. Eu am prins-o. A ținut-o evident pe toată, dementul. Și ăsta e un caz, dar ia imaginați-vă la... Păi el aprinde o barcă de știucă. În 4 zile n-am prins decât o carioca atâta. În 4 zile de pescuit, deși am dat în continuu la de toate. În principiu m-am dus să prind o știucă, să arăt că mai e o știucă, dar ce să arăt că dacă nu mai e? Am găsit una în vintir, am pus-o la ciorbă, era moartă. Mă rog, legală, că așa e legea azi. S-a oprit și fazanul ăla, l-am speriat, era un cocoș de fazan care începuse să-și cheme iubitele. Sau are treabă. Nu mai trage. Oi fi ratat momentul ăla de dimineață, nu știu ce se întâmplă, dar nu mai trage. E clar că ceva e, nu e în regulă. Nu e în regulă, s-a limpezit apa, ce să mai... și-a scăzut. Peștele s-a retras la adânc, e mai circumspect așa cu mâncărica. Mă refer la somn, dar și șalău, cred că a făcut același lucru. Se apropie luna... august și profit de ocazie să vă anunț că de săptămâna viitoare facem primul anunț pentru concursul nostru. Cei care doresc să participe se vor înscrie în baza plății a unui avans care constituie jumătate din suma respectivă,
calculată pentru 22 de persoane era minimorum 650 de lei, astfel încât să putem organiza de persoană 650 de lei, astfel încât să putem organiza evenimentul nostru. Vom avea și susținere, și o altă susținere, cel puțin așa mi s-a promis, de la un mic sponsor. O să ne mai descurcăm cu anumite lucruri. Dar pe fila comunitate de pe canalul de YouTube Delta Dunării News Hoinar prin Delta, așa, vom posta acolo condițiile, contul în care se va vira avansul, da, și alte detalii cu privire la lucrurile astea. Practic începem de săptămâna viitoare, într-o zi a săptămânii, nu știu în care, vom posta anunțul și primii, să zicem, 22 de înscriși, primii 22 de înscriși se vor verifica după extrasul de cont, da, deci cei care vor depune avansul în contul fundației, urmând ca restul de bani să fie folosiți cash atunci la fața locului, pentru că o parte din, așa cum v-am mai spus, o parte din cheltuieli nu pot fi susținute de fundație, și anume să cumpărăm pește și chestii de-astea pe care îl vom lua de la magazin, evident. Da, deci în fila comunitate vom anunța demararea procesului de depunere a banilor în cont, când s-au făcut 22, 24 cel mult, am oprit, am anunțat că nu se mai fac înscrieri. Dacă din orice motiv, caz fortuit, întâmplător, caz oricare din cazuri, nu ne mai putem întâlni, atunci banii evident că vor fi restituiți către fiecare dintre dumneavoastră. Acesta este, desigur, angajamentul nostru, care e normal și firesc. După care, cu restul a cei care s-au înscris, vom crea un grup de WhatsApp și acolo vom discuta detalii cu privire la întâlnirea noastră, la meniu, la, mă rog, transfer și așa mai departe, tot ce ține de logistica unei astfel de întâlniri și de desfășurarea ei, desigur, pe construcția propusă de noi. În principiu ne întâlnim și povestim, discutăm, pescuim, mâncăm ceva tradițional, mâncăm pește bun, ne mai împărtășim din experiențe și din povești, vom avea și niște invitați surpriză, cum v-am mai spus. Da, deci ne vedem săptămâna viitoare, urmăriți canalul nostru de YouTube și acolo pe fila comunitate va apărea o postare care va declanșa toată operațiunea asta de întâlnire la Clubul Hoinarilor. A mai trecut o oră, nu s-a întâmplat nimic. Apropo de somn, m-a prins un somn de, nu vă spun, îmi pică ochii în gură, e răcoare. Ce zi superbă, minunat! Și tare m-aș întinde puțin așa, cred că asta o să și fac. Numai că n-am lansetele asigurate, nu știu cum să le... Ne fiind pe suporții, aș fi dormit cu încredere dacă erau pe suporții aceia de pe chesonul de la Pupa, pentru că în felul ăsta am și loc în barcă să mă mișc și am și siguranța faptului că lans.
chestii de astea pescărești. Evident că n-am prins nimic, am avut o ciupitură atât. Astăzi pescuiesc cu diferite momeli. Am lipitoare, am coropișniță, am râmă, am avut și niște pește viu, care peștișor din ăsta, care a murit. Am dat cu el așa la îmbucătură să vedem ce se întâmplă. Am mai mutat ancora de 2-3 ori. Acolo unde am pescuit, în schimb, substratul e cu pietre și mi-am ciupit un pic forfacele, va trebui să mă apuc să fac altele. Mai pescuiesc cu ele aici unde sunt. Pescuiesc în apă de 8 metri. Mai avem și alte subiecte, o să-mi pun ochelarii deja. S-au anunțat 32 de grade, apa în scădere e minus 3, 186 cota la Tulcea. Și mă aștept să mai scad în următoarele zile. Oricum e destul de mare pentru perioada asta, în mod normal aici trebuia să fie plajă, dar nu este. E greu de găsit moaca. Am niște prieteni mai jos care sunt de ieri și au prins 4 moace la 1 kg jumătate. Mai avem destule de discutat. O să mă apuc să-mi fac monturile încet încet. Nu știu cât o să rezist astăzi pentru că s-au anunțat 32 de grade, cum v-am zis. Numai când aud 32 de grade mă ia cu frig. Așa. Pe larg am lipitoare, coropișniță și râmă. O să văd ce se întâmplă. Nu se știe niciodată, important e să stai la pescuit, să aștepți, să poate vine și o captură. Marile mele speranțe se leagă de lanseta cu lipitoare, după care cele două cu coropișniță. Dacă la râmă mă ciupește, ce să facem? Asta e. Am poziționat relativ bine, zic eu. Sunt mulțumit de configurație. Am de aici în intervalul de 4 metri am o diferență din nivel de vreo 3 metri, e bine. Aici sunt vreo 5 metri și un pic, iar aici 8,5-9. Cred că m-am poziționat bine, dar să vedem și depinde de unde au căzut plumbii. Pescuiesc cu 4 lansete, încă nu mi-a venit vârful de la Trabuco, acea Max Deep. Aștept să-mi vină. Dar am o lansetă de rezervă cu care mă uit pe sonar și am aruncat-o și pe ea, deci am 4 practic aruncate acum. Mă apuc să-mi fac monturile pentru că o să se încălzească și cu siguranță îmi mai pierde cheful de muncit, de altfel știți bine că orice, n-avem niciun norișor azi, e soare, arată soare așa mare și frumos, deja a început să fie. Totuși dimineața e un vânt recișor așa din spate, din motivul ăsta mai stau cu bandană pe gât și cu hanoracul, pe o parte te prăjești, pe una e mai rece. Oricum e frumos acum dimineață, iar când m-am trezit am avut evident o pățanie, am plecat bine mersi și mi-am dat seama că am uitat momeala la casă. Știm că îmi lipsește o pungă frig în care țin momeala, mă rog, o țin cu ceva rece, cu o apă congelată ca să se păstreze. Am o apă de asta ordinară de la canal, dar mențin o temperatură suficientă ca să reziste coropișnițele, lipitorile și râmele mele aproape o zi întreagă în punga aceea termică. Așa procedez de obicei. Deci m-am întors,
eram așa voios, mă începusem să mă și usuc după efortul depus, mi-am montat lansetele pentru că era destul de întuneric, am plecat cu lanternă și cu lumini semnalizate, evident. Și a trebuit să mă întorc, să iau momentul ăsta acasă. Bine că n-am trezit pe nimeni, ne-am intrat așa puș-puș și am luat-o și am fugit repede la barcă. Am pescuit mai jos la groapă, unde știam o groapă acolo, la Ceatal. Nu, n-am... curios. Dar v-am spus, apa s-a limpezit cu o viteză extraordinar de mare și... din motivul ăsta, cred că nu mai am trăsăturile pe care le-am avut. Noi nimic, așteptăm, mă relaxez, poate trag și un pui de somn, mi-am luat suporții de lansete, o să fac un pic de organizare în barcă, cu ce mai am de făcut pe aici, un pic de ordine, pentru că dimineață n-am avut timp, m-am concentrat să pescuiesc cât mai repede și le-am cam lăsat în dezordine. Avem și subiecte astăzi, cum v-am spus, discutăm despre ARBDD. Apropo de ARBDD, când a venit guvernatorul nou, când a venit, bine, acum speranțele noastre nu se leagă de nou guvernator, că e clar că nu. Mai am speranțe la vârsta asta foarte mari. Rămân circumspect așa până la proba contrarie. Tot până la proba contrarie o să-i acord oricui o veni circumstanțele favorizante pentru mandat. V-am spus, din punctul meu de vedere îi trebuie, dacă nu știe administrația, nu știe nimic, îi trebuie vreo 6 luni să se acomodeze. Au mai fost și alți guvernatori care n-au venit din administrație și au zis că e SRL-ul lor chestia aia, că fac ei și drag. Nu, e așa, mă. E mai complicat, mă, băieți. Nu e așa simplu, că dacă era simplu... Sunt o groază de trăznăi, de piedici legislative, indiferent cât de bine intenționat ai fi și ai vrea să te miști cu viteză, te întâlnești cu sistemul, cu oamenii din el, cu... ai o groază, cu decizia politică, cu scepticismul grupurilor de interese, cu presiunea lor și așa mai departe. Dacă ești din administrație și ai o oarecare experiență în zonă, știi că te înarmezi cu răbdare, știi care sunt... nu te duci, nu sar direct la cap. Ca să zic așa, mai întâi tatonezi terenul ca să nu pierzi foarte mult timp. De exemplu, poți să lucrezi foarte mult pentru o decizie, pentru o modificare de lege și să ți se respingă imediat. Așa că mai bine tatonezi terenul dinainte. Dom'le, uite, ar fi bine așa, n-ar fi bine. Lucruri de genul ăsta. Mie mi se pare că o parte din publicul larg zice așa, altă parte zice altfel. Ar trebui să mai pipăi așa pe unde nu te descurci. Am și semnal la internet, o să citesc mesaje astăzi, ora CNN Breaking News, ce Dumnezeu vrea CNN-ul, ia să vedem. Nu vrea nimic, doar că mi-am zgâriat ceasul încă o dată. În fine, o să mă uit pe chestiile astea. Ori e, ori nu e. Pește arată așa peste tot pe Dunăre, m-am uitat cu sonarul, numai că e cam pe la vreun metru jumate față de apă, merge în bancuri, nici nu știu ce fel de pește e, o fi crap, roșioară, abar n-am. Mai am un partener de pescuit care s-a instalat
mai jos de mine. Mă întreabă dacă am luat ceva. Dau numai la moacă! Numai la moacă dau! I-am făcut semn că nu. Dar nu se știe. Poate veni oricând o piesuliță. Să o prezint, că mă tot chinui de două zile să prezint un pește și uite că nu mai e. A sărit chiar aici lângă mine un navat. Sper că s-a auzit. Ah, ia să-mi scot chestia asta. Fiu. Deja începem să ne încălzim. Eu, barca, lumea, Tulcea, Dunărea, planeta. Am și prima ciupitură. Țin lanseta în mână. La cine știe ce-o fi? O mai las un pic. Da, vreo mocuță amețită, pentru că nu e somn. Ar fi tras mai cum trebuie, așa. Da, e o mocuță. Uai de capul ei. Ia să vedem. O și înțep dacă mai trage. Dar nu mai trage. Înspre mală, în schimb, am pus o bucătură. Și parcă a ciupit ceva. Ia să vedem. Un biban. Nu este. Nu este, nu este. Cine știe ce a tras de coada asta? Ia să o dăm mai la adânc un pic. Deși nu-i bine, nu sunt mulțumit. Sunt prea la adânc. Arunc o montură de șalău. Un plumb de 100 cu o lansetă de 10-30, da. Hai. Ia să vedem acolo. Câteva valuri de la rapidă. Așa îi zicem noi. Și alupe astea rusești de prin anii 70. Mocuța mea trage în continuare acolo. Foarte tare. Deja e ora 8, începe nebunia. Începe nebunia, încep șalupele. Începe turismul. Lumea prinde viață în delta. Ochii se dezlipesc, oasele se dezmorțesc. Eu mai fac un pic de plajă și apoi... Și apoi nu știu. Iată-și ceva un pic mai mare. Ia să pun camera. Evident că făceam altceva. Mai pot de căldură. Să iau pațaca, să... Tra-la-la, să vă prezint, să-l arăt. Hai. Până aici e bine. N-a scăpat. Mai este. Da, apă lipitoare a venit.
mai sare avatul la mal. Frumușel. Tocmai schimbam montura la... Puneam pentru biban și a venit o mucuță. Oho! Am înghițit de-a binele, asta e. Ia să... Oh, mă topește căldura asta, e extraordinar. O singură lipitoare am avut. Nici nu mai scăpa. Da. Asta e o mucuță. Yes. Da, tot la lipitoare. Am zis să folosesc toate lipitoarele și uite, bine am făcut totuși. O singură lipitoare am avut în cârlig. Am senzația că e mai pe la prag, așa, o mai las. Asta e. Da, prima a venit dinspre larg și aceasta dinspre mal. Dar nu mă las până nu prind un biban, totuși. Ok. Cam așa arată perspectiva mea din barcă acum. Este infernal de cald. Am pus umbrela. Am mai avut o ciupitură la aceeași lansetă la care, dinspre mal, la care am prins moaca de mai devreme. După cum puteți observa, apa este încă mare. Va trebui probabil să ne obișnuim cu chestia asta. Pe cameră am pus o protecție pentru că se încălzește foarte tare și microfonul la fel. Frige. Doamne, ce cald e, nici nu știu dacă mă mai văd pe cameră. A început o ușoară briză, așa se bată oarecum, se oprise de tot, ceasul este ora 9 și deja te topești 9 fără 5. Pentru că sunt la sud de, la est, mă rog, de oraș, în aval, am ceva semnal și profit de ocazie să citesc câteva dintre mesajele voastre. M-am oprit data trecută pentru că rămăsesem fără croitorul Marian, excelent, Salvadorul, frumos, mi-a plăcut episodul, mă bucur că v-a plăcut. Ioana Dia, incredibil de frumos și reușit acest film, mulțumesc. Savants Gaming, wow, unul dintre cele mai reușite clipuri, absolut impresionant, o familie frumoasă, sănătate tuturor, da, mulțumim frumos. Coca Iliescu, nu au paraziți, bibanii, da, au viermele acelea pe care îl știți, aceștia nu îi aveau, dar în special în anii călduroși, cu apă mică, se dezvoltă paraziți în bălți și atunci, da, și în Dunăre, și atunci bibanul, mă rog, tot peștele în principal, dar răpitorul, bibanul și șalăul sunt, și știu că sunt predispuși, dar cu o gătire corespunzătoare, bună, nu ne afectează chestia asta și, mă rog, îi dăm la o parte pe viermea când mâncăm, dar nu prezintă pericol dacă peștele e gătit cum trebuie, inclusiv ciorbă sau prăjit.
Florin Dobrea face un calcul cu intrări și ieșiri din rezervație, cu permise, cu mașini. Apropo de mașini, vă spuneam de amicul nostru de pe Facebook de data trecută, care a fost amendat pe chilia de niște domni bine pregătiți de la RBDD. A făcut întâmpinare, mă rog, și RBDD-ul i-a răspuns că, domne, deoarece nu erați cu mașina pe asfalt și erați pe un drum forestier sau de țară, ați primit amendă. Incredibil, de fiecare dată rămâi așa paf. Eu rămân paf. Cu toți arici pogonici ăștia de pe la din admis. Băi, cine v-a învățat pe voi, mă? Băi, oameni, băi, fraților. Pe voi a citit legea aia? Unde ați văzut voi că scrie în lege drum de țară, drum de oraș, drum de pietruit, asfaltat, etc. Scrie accesul în RBDD, în zone economice. Că în alea tampon. Dar voi ați luat permis la vreun tractor de aici? Care nu merge pe asfalt. Adică toate mașinile astea de la Rom Silva, de exemplu, care exploatează ce exploatează pe aici, copacii ăștia îi taie de ia naiba, toți au permise de astea? Adică toți sunt amendați, am vrut să zic, cu permis cu tot. Este incredibil. Cum ați găsit, mă, în lege? Cine, probabil că un deștept de pe acolo să-și apere confrații lui care au făcut un abuz în funcție. Au zis, da, domne, păi e vorba de asfalt, că n-ai ce să cauți pe drum care nu e asfaltat. Păi ce ați văzut voi asfalt în delta Dunării pe undeva? Uite, de exemplu, drumul la Chilia, pe Chilia n-are asfalt. E magropi. E piatră pe ăla de la Cardon cu Sulina, cu Rosetti pe acolo, e piatră și pe ăla. Ce asfalt e? E piatră. Păi aia ți-a amendat pe vreunul? Adică omul plătise permisul de acces cu mașina și l-a și amendat. Ăia n-au sigur niciun permis vreodată și nu i-ați amendat în viața lor. Băi, terminați-vă, mă, cu... L-ați văzut pe ăla din Constanța, că e mai prost, nu? Extraordinar. Păi de asta e vorba, bă, până la urmă, bă, băieți, mă. Ce căutați voi în administrație publică, mă? Voi n-ați înțeles, bă, nimic. Cine v-a angajat acolo? Serios, acum chiar cineva... Dar cineva a trimis să dați amenzi? Ca și aia de la AMPA erau pe aici, cu... amenziile și cu... Bă, ce căutați, mă, pă, că n-aveți voie să dați amenzi pe teritoriul RBDD, uite că trage. N-aveți voie, n-aveți drept de control pe teritoriul RBDD. Așa scrie în lege. Ce căutați voi pe, cu controlul? A, sunteți în echipe mixte. Ce căutați și în echipe mixte? Aveți protocol între instituții. Să fiți sănătoși, n-aveți drept de control, nu semnați niciun proces verbal, bă, băieți. Că faceți abuz în funcție, proces verbal de constatare a contravenției sau mai grav infracțiuni. Faceți decât ca martori, faceți abuz în funcție. Nu aveți drept, prin legea 82, nu aveți drept de control pe teritoriul RBDD decât pentru amenajările piscicole. Așa și cu colegii voștri, cu amenda de la... Păi, n-aveți, mă, ce căuta în instituțiile statului, dacă voi n-ați înțeles care-i principiul pe care funcționează. Voi nu știți ce face instituția aia voastră. Bă, ne-a trimis șeful să dăm amenzi. Și am dat, maxim. Ia uite șeful cât amenzi am dat noi. Păi nu vreți să vă ceți frumușel să dați cu subsemnatul acum pentru abuz în funcție? Cu câte amenzi ați dat voi? Doamne Dumnezeu, incredibil. Da, să revin la mesajele mele. Așa, mă mai întreabă Daniel Sonea cu viermele, am mai zis, nu e nicio problemă dacă îl gătești bine. Alin, salut, ne-am întâlnit, am descoperit că suntem vecini.
Salut, ești marinar. Ape line îți doresc și mult succes în ceea ce faci. Im Stef, super fain, felicitări, mulțumesc. Dar nu este interesă reținerea la știu că mă întreabă Cezar Torescu, este și ce? Pentru noi este interzisă, dar pentru pescarii comerciali nu e interzisă. Conform legii pescătorilor, aveam și lin, doar nu vă imaginați că am prins eu lin în delta Dunării. Sau caras. Cine dă la caras? Sau... Mai dau la caras, dar prin octombrie. Acum chiar nu... Asi. Vă salut, urmăresc cu drag episoadele... Caută pe cineva cu barca, dar nu mă ocup chiar de chestiile astea, să vă lase undeva la nufărul la... Mai întrebați prin grupurile de pescari. De unde ați cumpărat acea găleată? Mă întreabă chestia aia pliabilă. Nu mai știu, e mag, chiar nu mai știu de pe unde am luat-o, sau site-uri de pescuit, parcă de pe site-uri de pescuit. Vă spuneam de... Doamne, cât de cald e. Curge transpirația în continuu, așa, de pe cap, peste tot. În mod normal, pe vremea asta așa călduroasă, aș fi stat pe undeva, pe mal, la umbră, la un copac, la... Dar n-ai unde, mai jos pe locul meu, am vrut să mă duc, dar erau niște domni și am întrebat dimineață, pescuiau. Și am întrebat dacă au prins ceva și prinseseră câteva măci, cum v-am zis, dar... Vai de capul lor, era plin de țânțare acolo, au un pavilion cu sită, e adevărat, de jur împrejur și asta le permite să stea, să supraviețuiască. Cortul e, mă rog, cortul, pavilionul ăla e pus chiar în lizier, așa, aproape de... Nici nu vreau să mă gândesc decât să stau așa, mai bine stau acasă. Să mai stai și transpirat și cu țânțarea îmbrăcat și cu țânțarea pe tine, mai bine stai sub apă. E infernal. Nu rezist la chestiile astea, nu e prea mult pentru mine. Da, a început să bată un vânticel oarecum drăguț. Nu sunt turiști anul ăsta în Delta. Ieri mă uitam la o emisiune la Digi. Domnul Dragoș Anastasiu are un resort pe la Sfântul Gheorghe și mi se pare că e și președintele Camerei de Comerț Româno-Germane. Mă rog, în temă tipul, din câte am văzut, vorbea de... N-a vrut să arunce toată vina pe turismul românesc, care e mai scump de 10 ori. A zis, domne, noi avem 3 luni pe an, ăia au sezonul de 9 luni, până Egipt, până nu știu unde, până Grecia, până și așa mai departe. Dădea exemplu de niște prețuri de astea, cu 5 zile, 350 de euro, inclusiv, și chestii care la noi sunt deja de pe altă planetă. La noi e 350 de euro pe zi, de două persoane. Col inclusiv, dacă te duci, nu poți 5 zile. Ca așa e, avem sezonul scurt. E, domnul... Respectiv a încercat să o mai dreagă, să mai țină apărarea unora dintre investitorii noștri în turism. Domne, că au făcut investiții, că unii sunt chiar corecți. Doamne Dumnezeule, nu generalizăm, nu spune nimeni... că n-ar fi unii corecți, dar majoritatea, poate asta înseamnă generalizare, poate majoritatea e cu alte gânduri în turismul românesc. Ce să mai zic? Ce să mai zic? Dacă o omletă din două ouă e 25 de lei, păi, că ăsta e turismul românesc. Da. Și zice, domne, în Delta e mai scump cu 30% față de... Că, uite, o barcă, nu știu ce. A, Iorea, ce barcă, domne, termină-te cu barca. Una e barca și alta e cazare și mâncare.
N-are legătură. Cui vinzi gogoșile astea, domnul Anastasiu? E mai scump că e mai scump, că ai și azi prețul în Delta, nu că barcă, că barca aia o plătești separat, ca pe tren. Ai venit cu trenul până aici și doar ai dat banul, da? Ei, uite, de aici pleci cu barca, dai banul și pentru barca aia. Mare lucru, dar nu din cauza asta e mai scump că barca și nu știu ce. E mai scump că e mai scump el, că așa sunt prețurile în Delta Dunării, pe care nu le fac eu, voi le faceți. Că sezonul e scurt. E și mai scurt. E cel mai foarte scurt sezon. Asta e... Asta e realitatea. Toată lumea vrea să... Domne, că și am mai auzit că, domne, că nu se capitalizează patronii din turism, că nu există susținerea statului, bine că au venit tichetele alea de vacanță, chestii de astea. Adică nu vă capitalizați, nu? Ăla îi dai 3 lei care muncește pentru tine și tu nu te capitalizezi. Dar te duci la Miami după aia când se termină sezonul ăla scurt. Te-ai suit în avion și ți-ai luat charterul până la... până în Mauritius. Charter. Capitalizat, necapitalizat, așa cum ești. Da, te sui. Necapitalizat. Te duci în unde vrei tu. Că ai obosit. Și te mai plângi că n-ai angajați. Păi cum să ai angajați? Eu, domne, că... Într-adevăr, în turism se trăiește din bacciș. Am uitat cuvântul pe englezesc. Nu că sună mai... Tot aia e, tot bacciș și tot bacciș. Indiferent cum îi zice. Că e legal, că e nelegal, că e... plătești impozit, altă trăznaie de-a lui Ponta, că să plătim impozit pe bacțișul ăla. Că intră tot în cutia. Niște băștia au venit și ei pe acolo, pe la... Și hai să facem de astea, că ni se apără că e bine. Să încurajăm turismul și cu tichetele de vacanță și cu băi, dar femeia de la întreținere, de la școala, clasa ajutătoare 4 și de la primăria nu știu care, ce nevoie are, bă, de tichete de vacanță? E stresată la servici? Și Dumnezeu? Păi astea să dau tichetele astea... sau cel puțin așa văd eu lucrurile, și parcă am mai zis, pentru niște categorii care să presupune că, dar nu le iei tu dăm banii publici și le dai la bugetari, ia uite ce trage, și le dai la bugetari să plimbe ei pe... O mocuță. Hai. Da, am înțepat-o. La aceeași lansetă. Nu e mare, dar n-aș vrea să mă grăbesc, pentru că firele... N-am mai... Am făcut alte monturi, dar nu le-am mai schimbat și sunt ciupite de la pietră. Iar nailonul de forfac, v-am spus că e... Nici nu mai văd ecranul. Este 0,4 la 10 kg, parcă, sau 12, nu mai știu. Parcă 12, bine, nu e cazul aici de 12 kg. Ce negru e. Iar esofagul este penetrat dintr-o parte într-alta. Nu știu dacă mai trăiește. Și miroase urât. Mai spală-te, mă, pe dinți.
Încă o mucuță. Fă, Dumnezeule! N-am încercat la crap. Nici n-am tragere. Aștept să mai scadă apa puțin. E destul de limpede, dar totuși e de pe la 120, dacă mai ajungem noi la cota aia de 120. Anul trecut a fost foarte, foarte fluctuantă și în principiu crescută, motiv pentru care a afectat și în ceea ce mă privește și pescuitul la crap, am prins, nici nu m-am chinuit foarte mult. Iar trage bibanul ăsta aici. Băi, o să te prind până la urmă, știi, nu? Că de-abia aștept să te prind. Poate te și mănânc, uite așa. Cobor pe mal și fac un foc și gata. Un băț și ăla ești. Ia să vedem. Nu, ar trebui să stau cu lanseta în mână. Nu mai am omeală. Am o montură de când am fost în baltă. Clar că nu mai am omeală, da. O să mă recalibrez. Stau cu lanseta în mână, tai al peștișor, mă apuc de treabă pentru că deja e personal ce se întâmplă aici. Aici nu știu ce am, dar nu pare moacă, nu știu ce-o fi. Plătică după tras. Tâc, tâc, tâc. Oh, am început, da, plătică-i. Am început să bată un vânticel. Dar poate e o plătică de-aia mare, așa, de vreo 5 kg. De, n-am mai văzut de nu știu când. Am început să bat un vânticel și mi-a mai revenit un pic. Am început să mai respir. Ia uite ce trage. Ia uite-o. Ciugulește. Ce Dumnezeu e, că nici n-am cum să oprim cu dita mai cârligul-a. Are capătul de lipitoare și se joacă cu el, așa că știe cum mestecăm noi ciungă. Așa face și ea cu lipitoarea, că nu poate să... Eventual îi mai suge din conținut. Fantastic ce-o fi. Opa! Așa dansăm de dimineața până seara. Asta e zona. Cu bărci multe, cu trasee turistice. Vă spuneam de turiști că nu prea mai sunt prin Baltă, nu știu de ce. O parte dintre pescarii sportivi au renunțat să mai vină cu chestia asta, cu interzicerea reținerii speciilor bune. Da, cred că cel mai probabil s-a aflat adevărul despre peștele de aici. Și mulți nu mai vor să vină. Mănâncă pește din Grecia. Din Italia, din Spania, din Ungaria, după unde îl aduc. M-aș muta mai pe larg un pic, dar ia uite, plătică e, ce să mai, dar așa mi-e lene să mă duc mai la adânc. Dar hai să mă mut, ce să fac. Mă și încălzesc aici, mi-e lene să scot ancora aia, dar uite că o să o scot. Hai, dragă, mai trage o dată, măcar să am până atunci să le scot pe celelalte. Da, n-am reușit să prind un biban, nu mai am... momeală, mi-am mâncat tot. A tras pe larg, între timp am mai mutat un pic.
3 metri mai spre larg. Pescuiesc pe la 10 metri acum. Și am mai scăpat unul mai devreme până să pun camera, până e acolo și ăsta. Până una alta a fost cel mai mare de până acum, așa se întâmplă, știi? Îl scap pe ăla, pe cel mai mare. Tocmai îmi luam prânzul. Cred că am un biban sau un pui de șalău. Biban. Oh, ce frumos e. O splendoare de biban de Dunăre. Ia uite-l. Undita mai bibonoiu. O frumusețe. Până la urmă te-am prins, băi, tovarășu. Ai văzut? Ți-am zis că te prind. Hai de mine. Iar în esofag. Trage și la moacă. Mă rog. Ziua nu s-a terminat, m-am relocat. A venit și controlul RBDD, m-a întrebat de sănătate. Mulțumesc. Acte, chestii, socoteli. Și mie îmi trăgea. Mi-a tras la aceasta. După care a tras și la cea dinspre larg. Numai că până să scot camera, s-ar putea să fie agățată una dintre ele. Ia să vedem. Da. Aici este pește. Ah. Și nu-i chiar mititel. Am fost și mi-am luat niște apă rece. Mi-am mai revenit un pic cu ocazia asta. Are vreo 2 kg. E, s-ar părea că da. Ia uite-o. O moacă. Pațacă. Opa, unde-i pațaca? Unde-i moaca? Udăm pațaca. Oh, am și, uite ce trece pe Dunăre. Am și spectatori. N-a mai fost nevoie, o iau de că e agățată în obraz. Bine că n-am ghițit, s-a dezgățat ușor. Încă o moacă, cred că este a 6-a, 7-a astăzi. Hai! Iuhu! Foarte, foarte tare. Am obosit, căldura asta
Față de locul unde era, mai bate vântul aici, e cât de cât mai bine. Cu o trăsătură mai puternică, am întins bine și înțep, am înțepat. E ceva mai frumoasă. Ar fi bine să se și miște. A, e clar că o să am nevoie de pațacă la asta. Fuge. Se ridică, de fapt. Iar s-a lăsat. Nu știu dacă vedeți firul. Trebuie să pun pațacă jos. Am mai scăpat unul tot așa lângă barcă. Opa. Trage, trage, trage. Se simte că e frumos ăsta. Am vrut să-l filmez până să una alta s-a dus. Vine. Cred că are vreo 3 kg. Da. Pațacă. Așa. Ce culori frumoase. Cald, domne. Ia să te vedem, dragă. Unde te-ai înțepat? În obrăjur. Da, crește. O să trăiască, pentru că nu s-a rănit așa tare. O moacă frumoasă, are vreo 60 de centimetri și vreo 2 kg. Hai! Torpilă! Am schimbat locul, am schimbat și norocul. Uite ce frumos se întâmplă aici. În 10 minute am prins 2 moace. Super fain! Încă o trăsătură pe lanseta de pe larg. E acolo, trage. O să iau lanseta în mână. Da, e ceva ciudat, nu știu. E plătică, nu e somn. Asta nu e trăsătură de moacă. Cele două zile de pescuit se încheie aici. M-am distrat, am prins și pește. Dunărea demonstrează că are resurse. Ați văzut că e plin de puie de ăsta, dacă până și un nepriceput ca mine îi prinde, înseamnă că se poate, există speranțe. Evident că există, natura se regenerează, dar trebuie să îi dăm un răgaz, să respire puțin, pentru că dacă o exploatăm intensiv și tot scoatem și scoatem și scoatem într-o demență așa, evident că nici Dunărea asta și nici bălțile, oricât de mare ar fi, nu sunt fără fund. De altfel v-am zis că niște pescari se rugau, Doamne, să fie apa mare. Păi de ce, bă, frate? Păi să aducă pește din țară, să plouă, să... Deci noi, singura noastră temă aici, preocupare, este să-l prindem. Ăla care, pe care
care vine din țară, pe care îl aduc apele în toată țara. Da, e o teorie și asta. Dar haide să-i dăm și noi un respiro, să nu-l mai curentăm. Somnul este cel mai, pentru că n-are solzi, este cel mai expus la, la curent electric, la braconajul electric. Și atunci evident că populațiile se diminuează văzând cu ochii. Am ajuns pe extinție cu somnul. Acum oricare ia un sonar de ăsta mai performant, vreo 1000 de euro, mare lucru. Și se duce și umblă, îl vede și vine și îl curentează acolo pe groapă, unde știe el că sunt gropi și așa mai departe. Nu e în regulă nici cu curentatul, nu e în regulă nici cu tehnologia asta care îți permite să vânezi peștele cu... Îl vezi fix acolo unde e. Ăsta nu mai e pescuit din punctul meu de vedere. Hai că mai vezi ceva pe fundul apei, o gropicică, o... dar nu să vezi și carasul, și țiparul, și calul de mare. Și șapte algi și ce mai vezi tu pe acolo cu sonarele astea super performante. Până pe data viitoare, dragi prieteni, să nu uităm să avem grijă de delta și să iubim natura. Vă aștept cu drag pe canalul nostru de YouTube, Delta Dunării News, Hoinar prin Delta.